Doamnelor și domnilor, bine ne revedem la Ferestre către Suflet, emisiune realizată de Centrul Cultural Misionar Doxologia în colaborare cu TLM. Sunt preotul Andreea Tudore și mă bucur să vă fiu alături prin intermediul micului ecran. Pentru emisiunea noastră de astăzi continuăm seria de prelegeri care au în centrul lor chipul luminos al marelui duhovnic român, Sofian Boghiu. Și în această emisiune vă propun spre vizionare prelegerea cu titlul Nevoința duhovnicească a liniștirii în viața și învățăturile părintului Sofian Boghiu. Prelegerea a fost susținută de protestinghilul Arsenie Muscalu în cadrul colocviului Întâlnirea cu Duhovnicul desfășurat la Iași și la Mănăstirea Neamț. Protosinghelul Arsenie Muscalu este duhovnicul mănăstirii Sfânta Eufrosina și Sfântul Ioan Evanghelistul din localitatea Cornul, județul Prahova. Așadar, vă doresc tuturor vizionare plăcută! Vreau să încep prin a vă mărturisi că prima mea, să-i spunem, întâlnire cu părintele Sofian a fost acum aproape 30 de ani, într-o vreme în care eram student în București și aflasem câte ceva despre mănăstirea în timp, despre atmosfera ei duhovnicească binecuvântată și despre bătrânii ei duhovnicești. Din câte mi-aduc aminte, deși aflasem câte ceva, nu știam încă cine este Părintele Sofian. Într-una din zile, după amiaza, nu era duminică, nu era zi de sărbătoare, venind spre mănăstire pe străduța Antim, deodată am zărit în fața mea un călugăr bătrân, după cum îl arăta, părul lui alb, îmbrăcat în rasă, care se îndrepta și el către mănăstire, cu un pas vioi, energic. Mergea cu capul ușor aplecat și părea foarte adâncit, adunat în sine. Când a ajuns sub clopotniță, în gangul prin care se intră în curtea mănăstirii, s-a oprit o clipă, a înălțat capul, a privit spre biserică și s-a închinat. A făcut semnul Sfintei Cruci. Apoi a înaintat și a cotit-o spre dreapta, spre locul unde se afla atunci chilia Sfinției sale. Mai târziu, participând la slujbe de la Mănăstirea Antim, mi-am dat seama că era Părintele Sofian. Pentru mine, acel moment scurt, când Părintele s-a oprit sub clopotnice, s-a închinat, a fost ca un moment de mică revelație. Nu știu să spun cum, dar am înțeles că omul acela are o taină, care în lăuntrul lui ascunsă o comoară. Gestul lui evlavios mi-a apărut ca o respirație adâncă. Mi-a apărut ca ceva izvorât dintr-un adânc de pace, de credință și dragoste față de Dumnezeu. Spus pe scurt, am înțeles atunci că am văzut un om în care viază Dumnezeu. M-am îndoit totuși. Nu atunci, ci acum, de câteva vreme, de când am început să mă gândesc ce aș putea să spun eu despre Părintele Sofian la aceste întâlniri duhovnicești. M-am îndoit, adică de faptul, că istorisirea unei asemenea banale întâmplări ar putea să fie de folos cuiva. Mai apoi am primit totuși curaj în suflet
Înțelegând, s-a întâmplat ceva care m-a condus la o mică înțelegere, înțelegând că e o rânduială a lui Dumnezeu, ca în trupul bisericii, ca mădulare al acestui trup, să ne împărtășim de darurile celorlalți. Și aceasta nu în virtutea vreunei vrednicii a noastre, ci prin simpla, dacă acest lucru poate să fie ceva simplu, prin simpla apartenență la trup, la acest trup, la trupul bisericii. Momentele sau căile prin care Dumnezeu rânduiește aceasta, adică să devenim părtași la darurile celorlalți, sau să le cunoaștem, să ne bucurăm de ele, aceste momente în sine pot să aibă un aspect banal, pot să îmbrace o formă a banalității, pot să nu aibă în ele nimic spectaculos. Și ca să dau un exemplu, vă aduc aminte că un sfânt al zilelor noastre, cuviosul Porfirie Bairaktaris, mărturisește că fiind copil, avea 15-16 ani, în vremea care se afla la înschitul Capsocalivia, de muntele Athos, sub ascultarea bătrânilor lui duhovnicești, Pantelimon și Ioanichie, a primit darul străvederii. Într-un moment în care era martor neobservat al rugăciunii unui nevoitor rus, Dima. Bătrânul nevoitor avea peste 90 de ani, avea darul străvederii, a venit la biserica principală a schitului pentru slujba de noapte. Găsind biserica încuiată, monacul care trebuia să deschidă biserica încă nu venise, a început să se roage în pridvorul bisericii, făcând metanii mari. Preasviata ea, Bogorodița, spasi nas. Bătrânul nu l-a observat pe părintele Porfirie, care venise puțin înaintea lui și care, ascuns de întuneric într-un colț al pridvorului, se ruga cu metanierul, cu rugăciunea lui Iisus. Darul care umbrea pe bătrânul nevoitor a umbrit și asupra părintelui Porfirie și el mărturisește că a simțit atunci o prefacere a sinelui. Prefacere care s-a adâncit puțin mai târziu, în cursul aceleiași nopți, în vremea Sfintei Liturghii, după ce el s-a împărtășit cu Sfintele Taine. Lucrurile s-au petrecut atât de simplu, aparent banal. Darul care umbrea asupra unuia a trecut asupra celuilalt, acela doar privindu-l. Am zice noi să punem între ghilimele, doar privindu-l. Poate am divagat puțin, dar am vrut să dau acest exemplu, pentru că mi s-a părut că arată felul simplu și firesc în care lucrează Dumnezeu. Și am vrut să dau acest exemplu și pentru că pe mine m-a ajutat, pe mine cel puțin m-a ajutat, să înțeleg, măcar într-o oarecare măsură, ce înseamnă tradiția bisericii, cum ne face împărtași acestei tradiții și ce însemnătate au pentru noi vasele vii ale Harului, adică purtătorii tradiției. Revenind la ceea ce am spus mai înainte, se cuvine să precizez că în acel moment pe care l-am numit de mică revelație, eu nu am primit niciuna dintre harismele Părintelui Sofian. Ceva totuși s-a întâmplat. M-am întărit în credință. Și până astăzi, atunci când îmi este greu, când mă clatin, primesc putere în suflet amintindu-mi de momentul acela. Mai târziu, participând la slujbe de la Mănăstirea Antim, văzându-l pe Părintele Sofian slujind, mai ales la Sfânta Liturghie, acel prim simțământ s-a întărit, s-a adâncit în sufletul meu și cu vremea, înțelegând cât de ocupat era
și la câte solicitări răspundea, ca stareț al mănăstirii Antim, ca duhovnic și preot slujitor, ca pictor bisericesc, m-am tot întrebat cum a dobândit el și cum putea să păstreze acea pace adâncă, nepământească, acea seninătate, blândețe, acea blândețe, care la dânsul păreau de nezdruncinat. Un fiu duhovnicesc al părintelui Sofian, un om foarte chinuit și sensibil, a cărui stare sufletească aș asemăna cu aceea unui pendul foarte fin, unui pendul extrem de sensibil, care începe să vibreze la cel mai mic, abia perceptibil stimul. Mărturisea că simțea cum se vindecă sufletește doar stând în preajma părintelui Sofian, prin pacea pe care o iradia ființa lui. De unde proveneau, deci, și cum putea să păstreze părintele Sofian liniștea, pacea? Din câte am putut eu să-mi dau seama, dânsul a fost un om plămădit într-o altă lume. O lume al cărei aluat, aluatul care dospește toată frământătura, era credința. Fie că prin frământătura am înțelege cultura, civilizația, arta, viața socială, viața bisericească, aluatul care dospește toată frământătura era credința. Trăinicia așezării sufletești a părintelui Sofian, pacea dânsului, dar și forța, fermitatea și forța duhovnicească pe care le emana ființa cuvioșiei, le emana ființa cuvioșiei sale, cred că proveneau dintr-o credință foarte puternică, dintr-o credință adâncă. Nu o credință rațională, înțeleasă ca acceptare la nivel conceptual a ideii de Dumnezeu. Sau înțeleasă ca acceptare la nivel intelectual a faptului că Dumnezeu există. Nu o credință psihologică, izvorâtă din teama de necunoscut sau de singurătate sau din nevoia de siguranță, de ocrotire. Ci o credință vie, puternică, organică, o credință din care se naște frica dumnezeiască, exprimată prin păzirea dumnezeieștilor porunci. Trăinicia așezării sufletești a părintelui Sofian cred că venea din faptul că își zidise casa sufletului pe piatra nesfărâmată, neclătinată a poruncilor Mântuitorului Hristos. Și acum am să-l citesc pe părintele Sofian. Voi cita, de fapt, niște cuvinte ale părintelui Sofian, așa cum le-a păstrat memoria unui fiu duhovnicesc. Obișnuia, după discuțiile pe care le avea între patru ochi cu părintele Sofian, să-și noteze îndată ceea ce discuta cu el. Părintele, într-una din aceste întâlniri, a spus: eu sunt de mic la mănăstire și mai presus de toate știu că trebuie să păzesc porunca lui Dumnezeu. Împlinind porunca lui, îl vom găsi pe Hristos. Așa se spune în Filocalie. Hristos este ascuns în poruncile lui. Am căutat să fac asta, i-a zis părintele, dar nu pot spune că am reușit întru totul. Există această regulă de aur a Evangheliei, ceea ce vrei să-ți facă ție oamenii, fă-le tu lor. Fiecare om are o bucurie când ceilalți au încredere în el, când e vorbit de bine, când ceilalți se poartă cinstit cu el. Am încercat și eu față de semenii mei să respect aceste porunci ale Evangheliei. Ceea ce nu mi-a convenit să-mi facă mie alții, am căutat să nu fac nici eu altora. Îmi amintesc, de pildă, zicea părintele Sofian, când eram ucenic la pictură, nu mă plăteau cinstit, ci așa, aproape nimic. Și nu mi-a plăcut,
Dar nu le-am spus niciodată că, uite, eu meritam mai mult. Însă când a fost să dirijez eu aceste plăți, le plăteam ucenicilor cât și mie, și mai mult decât atât. Ca să nu aibă și această strângere de inimă pe care am avut-o eu, că nu s-au purtat prea omenește cu mine. Omul trebuie să fie cinstit cu el însuși și cinstit și cu celălalt. Să se gândească la judecata lui Dumnezeu când va trebui să răspundă pentru fiecare cuvânt și pentru fiecare faptă. Dar pentru mine asta a devenit cumva normalul vieții mele. Adică nu stau să mă gândesc dinainte. Uite, acum am să mă port frumos. Ci mă port normal. Citatul închis. Mă port normal. Aceasta cred că ascunde, dacă dăm la o parte vălul discreției Părintelui Sofian, o nepătimire în cuvântul pe care l-ați ascultat în înregistrarea video de mai înainte, cuprindea ceva de felul acesta. Părintele, din câte putem înțelege, numai trea învolburarea, sfârșierea, confuzia pe care o aduc patimile și păcatele în sufletele noastre. Firescul sfințeniei, mă port normal, firescul sfințeniei. Și înainte de a încheia, îngăduiți-mi pentru a nu fi, între ghilimele, înșelați de simplitatea exprimării, să mai citez câteva cuvinte ale Părintelui Sofian, tot așa păstrate de memoria unor fii duhovnicești, care să ne arate câte o steneală, cât greu se ascundea, de fapt, în spatele acestui mă port normal. Noi de multe ori credem că starea de isihie, starea de liniște, ar veni prin fugirea în pustie, să nu ne deranjeze nimeni, să nu ne supere nimeni cu nimic, să avem condiții ideale de viață duhovnicească. Părintele și-a întemeiat isihia lui pe porunca Mântuitorului Hristos. Părinte, i-a spus cineva, am musafir și am obosit. Le încui ușa. Cum să încui ușa? I-a zis părintele. Uite, în seara asta au venit la mine peste 40 de oameni, fiecare cu necazurile lui. Și eu nu-mi vedeam capul de ale mele. Ei aveau timp, dar eu chiar nu aveam timp. Și am răbdat așa. Le-am răspuns la toate problemele lor, i-am suportat așa pe fiecare. Unul m-a ținut aproape 2 ore și eu eram vai de capul meu. Dar știu că oamenii în ziua de azi au mare nevoie de această descărcare sufletească, măcar să-i asculte cineva. Tu vezi că stau de mult seara la spovedit. Și mulți pe aici mă judecă. Ce face și popa ăsta de nu mai termin odată? Dar eu asta fac. Ascult. Și de când în când mai spun și eu câte un cuvânt. Pentru că azi este o mare suferință în lume și oamenii sunt foarte singuri, de fapt. Iar a închide ușa este ceva drăcesc. Este semnul unui egoism monstruos. Părintele Paisie, vorba de Părintele Paisie Prelipceanu, membru al opștii de la Antim, duhovnic în opștia Antimului, atâta dragoste avea, nu era om să intre la el în casă să nu-l ospăteze. Pe masă la el nu erau cărți, cum sunt aici la mine. La el erau ceapă, brânză, pâine, poate și cât un pahar cu vin. Și cum intra cineva în chilie, îl întreba mai întâi, ai mâncat ceva? Și îl punea să mănânce. Și nu l-a uitat vieții oameni. Sute de pomelnici încep cu el. Părintele Paisie, Părintele Paisie. Să ne ajute Dumnezeu și nouă să nu-l uităm pe Părintele Sofian și în spiritul a tot ceea ce au spus în cadrul acestui colocviu antevorbitorii,
Simt nevoia să închei cu aceste cuvinte. Cuvioase, Părinte Sofian, roagă-te pentru noi. Amin. Doamnelor și domnilor, sper ca prin intermediul ediției noastre de astăzi să ne fie apropiat cu toții mai mult de chipul luminos al marului duhovnic român care a fost Părintele Sofian Boghiu. Până la o nouă revedere, aici, la Ferestre către Suflet, vă doresc tuturor spor în toate cele bune!